Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai mult conținut. Danii, concubina regelui, episodul 38. Din considerație pentru prințul moștenitor, regina nu a fost trimisă în exil, ci i s-a permis să rămână la palat, dar a fost retrogradată la rangul pe care îl avea înainte, și anume consoarta regală Hui. Jean Hegeai este transportat spre insula unde își va ispăși pedeapsa, iar cele care i-au ținut companie pe toată durata drumului au fost furia și disperarea, răcnind amenințări adresate tuturor celor care i-au stat în cale, dar și chemând-o zadarnic pe sora sa. O mulțime de oameni cu sângele înfierbântat după aflarea fără de legilor comise de Jean Hegeai dau buzna în casa acestuia, distrugând tot ce le stătea în cale și neținând cont de urletele disperate ale mamei trădătorului. Întâi se redă titlul de regină lui Incheon, iar revenirea acesteia la palat este plină de emoții, lacrimi și bucurie. Stând de vorbă cu doamna Cheon, regina îi spune că îi va da puterea să reziste în fața consoartei Hui, care încă mai locuia la palat, și puterea de a-și îndeplini visele. Aceasta se referea la autoritatea asupra biroului de investigații. Doamna Cheon reorganizează biroul de investigații și o avansează pe doamna Jean, devenind astfel doamna anchetator-șef, iar Jungim devine doamna la curte de rang 5. Cele două tinere anchetatoare care se aflau în arest au fost eliberate și li s-a permis să se reîntoarcă la birou, dar în funcția de însoțitoare de rang 9. O decizie neașteptată este cea legată de doamna Yu, care de asemenea este primită înapoi, dar bineînțeles primind o funcție mai mică, și anume doamnă la curte de rang 5. Dani îi motivează alegerea făcută spunând că, deși știe că există posibilitatea ca doamna Yu să calstrâm din nou, toți oamenii au dreptul la a doua șansă și de acum alegerea drumului pe care o va apuca este în mâinile ei. Marele șambelan are darul de a-i citi gândurile regelui și astfel îl face să se intimideze și să se fâstâcească atunci când vorbește deschis despre ele. De această dată a reușit să intuiască faptul că majestatea s-a dorea ca doamna Cheon să rămână însărcinată. După mimica extrem de simpatică a regelui, ce exprima stânjeneală, îi povestește marelui șambelan că avusese un vis în care i s-a arătat un dragon ce zbura. Auzind acestea, marele șambelan se bucură nespus, spunându-i regelui că un asemenea vis înseamnă naștere. Entuziasmat de interpretarea visului, majestatea să-i face o vizită doamnei Cheon și încearcă, prin metode ocolite, să afle dacă aceasta a avut vreun simptom ce indica o posibilă sarcină. Răspunsurile ștrengarului Pung San îl dezamăgesc, dar își recapătă repede entuziasmul în momentul în care Dan Yi îi spune că la un moment dat i-a fost poftă de ceva ce mâncase în urmă cu mult timp. Era vorba despre terciul de ovăz pe care cei de la biroul de asistență socială îl împărțeau săracilor. Cei doi se îndreaptă spre acel loc, dar când ajung acolo constată că resursele biroului respectiv nu erau gestionate așa cum trebuie, motiv pentru care terciul de ovăz nu ajungea niciodată pentru toți sărmanii. Regele, văzând ce se întâmplă, se înfurie îngrozitor și după ce îi demite pe cei vinovați, decide că este cazul să se implice mai mult în astfel de cazuri și să nu mai creadă tot ce îi scriau miniștrii în rapoarte. Vine și ziua numirii doamnei Cheon ca și consoartă regală și se pare că o bucurie nu vine niciodată singură. Visul regelui s-a dovedit a fi o premoniție, deoarece medicul regal le dă o veste ce îi bucură pe toți, și anume, doamna Cheon este însărcinată. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.